Caz revoltător în Prahova. O minoră de 16 ani a fost violată de 3 adolescenți și ei minori. Tinerii au scăpat însă cu pedepse blânde. Magistrații judecătoriei Vălenii de Munte au decis în cazul lor doar o măsură educativă a asistării zilnice pe o durată de 4, respectiv 6 luni. Procurorii, care au văzut și ceea ce au filmat tinerii în timp ce o forțau pe victimă să întrețină raporturi sexuale, au făcut recurs. Se întâmpla anul trecut, în noiembrie. Unul dintre tineri i-a dat mesaj fetei folosindu-se de un alt nume, al unui amic de-al ei. Așa a decis adolescenta să se întâlnească la autogara din Vălenii de Munte. De aici, tânărul a dus-o la marginea orașului, unde a supus-o la perversiuni sexuale și a violat-o. La orgie au participat și alți doi băieți. Toți au violat-o ore în șir. Prin întrebuințarea de violență și amenințări, au supus-o o persoană vătămată, adolescentă, la perversiuni sexuale și întreținerea împotriva voinței ei de acte și raporturi sexuale. Practic au amenințat-o și împuțit. În realizarea rezoluției infracționale, inculpații au folosit un briceag deținut la acel moment de unul dintre ei și, așa cum relatam anterior, au și supus-o unor suferințe fizice. Unul dintre tineri a filmat clipele îngrozitoare prin care trecea fata. Și-au recunoscut... Pe parcursul cercetărilor, inculpații nu au recunoscut faptele comise. Rând pe rând, cei trei au întreținut raporturi sexuale normale, orale sau anale. Asta împotriva voinței adolescentei de 16 ani. Instanța a decis... S-a dispus față de cei trei inculpați luarea unor măsuri educative. Nu sunt măsuri prin care inculpații să execute pedeapsa în regim privativ de libertate. S-a ținut probabil cont de faptul că sunt minori, că sunt la prima formă de încălcare a legii și s-a apreciat probabil că măsura aplicată este una aptă să asigure educarea lor. Pedeapsa, eu nu cunosc legea bine, dar oricum asta nu e pedeapsa, asta este ceva așa de joacă. Și era și bătută, adică ce bătută, mai era într-o... Zdrobită. Da, zdrobită, era într-o stare și de atunci oricum nu mai e sormea care era. Cei trei tineri trimiși în judecată pentru viol învață la aceeași școală cu victima lor. Nu mi se pare normal că toți avem copii și nu este normal să fie așa. Nu e normal. Da, ne depășește lucrul ăsta și nu știm. Și eu am înțeles că nici fata nu a fost cu minte. Adică înainte nu a fost o fată cu minte, au știut-o și au mers la sigur. Reprezentanții DGSPC Prahova spun că de consiliere psihologică au nevoie atât cei trei tineri, cât și victima lor. Vorbim despre traume, atât din punct de vedere psihologic, cât și social, despre probleme de integrare în societate, probleme legate de frecventarea cursurilor școlare și de adaptare la viața socială. Totul a ieșit la iveală după ce adolescenta, scăpată din mâinile agresorilor, s-a dus la poliție și a povestit coșmarul prin care a trecut. Instanța a decis ca doi tineri să primească măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, iar al treilea a primit aceeași măsură, însă pentru o perioadă de 4 luni. Procurorii au făcut recurs. Acesta se va judeca la Curtea de Apel Ploiești, primul termen fiind stabilit în data de 11 septembrie.